Cu 5 merge? Merge cu oricâte. Sunt Ștefana, alături de... Zici numele. Zice. Andrazelenca.com. Sunt Ștefana și urmăriți The Pretty Blossom. Și astăzi am o nouă invitată. Andrazelenca.com. În clipul de astăzi vom râde. Da, o să discutăm. Anda, despre ce discutăm azi? Da, zilele astea am participat la câteva lansări și o să vorbim puțin despre produsele apărute. La The Body Shop s-a lansat o nouă colecție care e de sărbători, sau da. Nu, așa pare că toate miros în temă cu sărbătorile, exact. Ba scoțișoară, ba mărcop. Noi am primit Frosted Plum. Da. Cum Bad Feathers. Adică sunt chestii efervescente da, de pus da, în da, da, oricum e gama cu prune. Înghețate. Cu țuic. Oricum miroase foarte bine și gama asta. Și au într-o cretă din asta, care de fapt e sare de baie. Da. Și abia așteptăm amândouă să încercăm. Exact. Pentru că... Eu sincer oricum pusesem ochii de când am intrat acolo, pe borcanașul ăstea. Și m-am bucurat să văd că am primit și noi unul. Da, chiar da, da, da. Și să știți că orice sare de baie încercați de la The Body Shop e super faină. Eu am mai încercat două feluri și mi-au plăcut super, super mult. Deci sunt foarte bune în general, așa că... Pentru mine e prima dată, dar... Abia aștept. Da, și eu. Și am mai primit și parfumul, noul parfum al lor, da. Care se numește Black Musk. Și miroase senzațional. Eu m-am îndrăgostit de el. Bine. A, tu l-ai și desfăcut. O să-l deschid eu, pentru că eu m-am dat deja cu el. De două zile mă tot dau. Arată așa, noi avem uleiul de parfum. Uh-huh. Și se deschide așa și are o chestie aici cu care te dai. Și miroase, nu, chiar nu știu să zic cum miroase. E ușor piperat, mie așa mi se pare. Da, mă duce cu gândul la un parfum gen Angel, dar nu... Nu știu, e piperat, da, așa, uh-huh. E fain, e de iarnă. De iarnă, da. E fantastic. Nu știu, foarte greu mi să-l descriu și nici nu știm exact ce... Eu oricum nu mă percep la descriu. Da, miroase e foarte bine. Greu să descriu. Oricum, cel mai bine mergeți în magazin dacă aveți magazin de body shop. Există și variantă apă de toaletă și variantă apă de parfum. Da. Sau ulei, cum avem. Apropo, și mai era ceva, Advent Calendars. Pentru, da. Eu nu le-am văzut. Aveam niște chestii așa mari. Wow. Cu, cât erau, 12? Cât sunt în ăsta Advent, de obicei? Sau 24? 24, până da. Ajun. Deci ideea e că e o cutie mare cu 24 de căsuțe și în fiecare zi până la Crăciun deschideți o căsuță și aveți un mini cadou așa acolo. Deci eu niciodată n-am avut Advent Calendar, nici măcar cu ciocolată, deci atât de lame sunt eu. Poate deloc. Știu că erau în jur de 400 de lei acelea, dar 24 de cadouri. Oh God. Nu mai stau să mă gândesc așa cum e fiecare zi din decembrie până la Crăciun. Da, cu un cadou de la The Body Shop. Exact. Eu mai am să vă arăt acest parfumel nu este chiar un parfumel, e mai light, corp, așa, nu? Da, da, ceva de genul. Shimmer Mist se numește și arată ca o galaxie, cum zice da. Ștefana, are ceva... Sau nu știi cu ce seamănă? Cu globurile alea ale vrăjitoarelor da, în care ghiceau da, pe chiar. Vremuri. Uh-huh. Și la fel miroase tot abțuică. E foarte fain oricum, miroase bine. Are cât are? 100 de mililitri. Apropo, mai aveau arome cu ce mai aveau? Cu măr verde. Vai, deci cum era da, aia, da. Era... Și aia roșie. Cu... Și cu măr roșu, nu? Da, măr verde cred. Și măr roșu. Wow. Și mai era cu ceva. Nu, numai trei erau. Okay. Trei, verde, roșu și da. Foarte dar faine. Toate sunt. Foarte faine. Asta mi se pare că e gama care miroase cel mai ne de Crăciun dintre ele, ca să zic așa. Ai putea să o porți lejer pe tot parcursul da. Anului, știi? Mm-hmm, exact. Uite. Da. Nu miroase a scorțișoară. Mi-e că miroase și ar primăvara da, asta. Chiar merge pe toată perioada anului, așa zic. Ceea ce e un lucru bun. Da. Cei de la Nivea au avut recent un eveniment de lansare, deoarece au schimbat și ambalajele la gama lor de păr și au schimbat și formula. Așa că trebuie să le încercăm, să le încercăm. Am primit și noi varianta da. Repair da. And Targeted Care. Exact. Avem șampon și balsam. Șampon și balsam. Mie, în general, îmi plac șampoanele Nivea. Îmi place cel mai mult cel pentru volum. Îl ador cu miroase. Chiar eu sunt să-mi curioasă de ele. Asta. Am nevoie de repair. Șamponul? Da. Și eu am. Întotdeauna, evident. Da, suntem chiar curioase cum sunt. Eu sunt fană produse Nivea pentru păr oricum. Așa că probabil că o să-mi placă.
Eu cred că încep pentru prima dată cu produsele Nivea pentru păr, așa că sunt curioasă. Îmi plac cele de corp, gelurile de duș, cremele, da. Dar la păr, stai puțin, Doamne, la păr sunt cu fixativul și spuma pe care le folosesc de la începutul liceului. Uh-huh. Dar n-am încercat nici șampon, nici balsam. Nu, acum mai mult. Urmează. Ce a făcut Iva Term zilele astea, Anda? Iva Term a împlinit 10 ani. Zilele astea. Nu știu exact care, când. Și joi. Am fost și noi la eveniment, chiar joi, da. A fost un eveniment super, super reușit. Da. Ne-a plăcut la nebunie și cu ocazia asta am primit niște produse pe care să le testăm. Am fost și în vizită. Am fost și în vizită la sediu, au un sediu extraordinar. E de poveste. E de poveste, într-adevăr. E Pinterest-y, pe bune. Da. Perfect organizat și alb, multă lumină, da. Foarte fain. Minimalist, așa, da, nu? Da, da. Superb. Dar bine, nu e vorba despre sediul lor, este vorba despre produsele lor acum. Ne-a fascinat pe noi asta ideea. Da. Și o să avem cam aceleași produse să vi le arătăm, pentru că amândouă avem tenul gras și întâmplarea face că am ales cam aceleași produse, dar o să trecem puțin prin ele și o să vă arătăm cam ce și cum. Da. La event am primit așa, o apă termală. Sunt o delicată. Și voi știți că mie îmi place apa termală, da, foarte mult. Și mie. O folosesc mereu. Cred că am mai încercat-o. Pe cea de la Iva Term. Eu am încercat-o chiar la eveniment, apropo, foarte drăguț momentul, au pus în toalete un local unde s-a desfășurat, era săpun de mâini de la Iva Term, cremă de mâini și apă termală. Exact, foarte, s-a foarte mișto. Cea mai bună reclamă, adică te duceai la toaletă, te spălai pe mâini cu săpunul lor. Puteai să dai un refresh cu apă termală. Am făcut asta de 3 ori. Da. Este bună, din câte țin eu minte, am încercat-o acum ceva timp, a trecut ceva timp oricum, dar e bună. Și mai avem aici Glico Lift, care este o cremă cu efect de lifting, care eu cred că va ajunge la mama mea, sincer, pentru că sigur s-ar bucura. Probabil că o să o încerc și o să mă dau cu ea o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, pentru că am 27 de ani și da, aș putea să încerc și eu să folosesc chestii de genul, măcar din când în când, deși s-ar putea să sară și mama mea pe ea. Vedem ce și cum. Așa entuziasmată de asta. Da, și eu. Uite câta gelul de curățare. Ne ajung o viață. O viață, da. Și asta, din câte țin eu minte, l-am mai încercat și mi-a plăcut foarte mult. Da, și eu. Ei le-au scos acum ambalajele acestea de 500 de mililitri mari, cu pompiță, foarte util, foarte practic. Nu poate să-l dărâmesc caiete, că e prea greu. Da, da. Foarte tare. Îmi plac în general gelurile de curățare mie. Mi se par foarte utile, așa, da, când ajungi obosit seara acasă. Exact. E pentru ten mix, miroase foarte fresh și pentru, vezi, zice așa, pentru piele sensibilă mixtă sau grasă. Da, fără parabeni, fără săpun sau alcool, sistem dermatologic și hipoalergenic. Da. Cam toate produsele sunt din aceeași gamă, cred. Da. Aproape toate. Da. Iva Pur, adică gama pentru ten gras, ten sensibil, mix, da, ten mix, exact. Cam pe acolo. Și asta e loțiunea micelară. Asta nu am încercat-o. Nici eu. Sunt foarte curioasă. Are un miros așa vag. Caite, nu ne mișca cam. Nu! Am vrut să ne dărâme de colo. Ziceam că miroase așa un vag. Interesant mirosul. Da. Fresh. Ideea este că este fresh. Apele micelare oricum întotdeauna sunt binevenite. Eu le folosesc de când au apărut. Eu le folosesc apele micelare. Și eu. E cel mai bun. Mai ales când mi-e foarte lene, exact. Și la fond de ten o să vă arătăm la fel. Avem aceeași nuanță. Totul e la fel. Deci vedeți dubluri la noi. Este vorba despre fondul lor de ten jovial, Fluid Foundation. Noi avem nuanța 2, sunt 3 nuanțe, 1, 2 și 3. Ceea ce mi se pare foarte fain este că au nuanțe foarte deschise, iar noi în România avem tenul destul de deschis și uneori este o problemă să găsești fonduri de ten deschise. Păi știu, la am prietene care sunt foarte deschise la culoare și cea mai deschisă nuanță la anumite fonduri de ten le-i închisă. Da, eu de exemplu mă consider o persoană cu tenul deschis, dar nu foarte deschis. Și de multe ori la fondurile de ten din comerț, așa, am prima nuanță. Ceea ce înseamnă că nu sunt foarte deschise. Păi și la fel, light medium, aș zice că sunt. Exact. De exemplu, la Rimmel, dacă îmi iau iarna când sunt mai palidă și mai palidă, am 100. În mod normal, sunt 103, deci, deschis. N-au nimica, mai deschis de atât. Suntem curioase, nu l-am încercat, nu știu cum e. Îmi place ambalajul, îmi place că e deschisă și care pompiță, e chiar drăguță, arată profesional așa, da, arată bine, ar trebui să-l ții sub cheie. Tot din gama Iva Pur avem două creme, una este matifiantă, cea Iva Pur Mat, și una este Iva Pur K, care este cremă pentru ten gras cu tendință acneică. Planul meu este să folosesc Iva Pur K seara, care este un tratament pentru acnee.
Și vapor mat o să folosesc dimineața, pentru că da, am înțeles că este foarte bună bază, bază de machiaj și este foarte light. Cred că așa voi face și eu. Da. Alături de Evapur AI, care iarăși este din aceeași gamă, eu am mai folosit-o pe asta. Uh-huh. Eu pot să o recomand. Acesta este un tratament local. Exact. Se aplică strict pe zonele cu probleme, unde aveți pusturile și așa mai departe. Este, are consistența unui, nu e nici măcar gel, e o cremă, ceva mai groasă. Scaite, un pic de tot mai fă liniște. Este o cremă ceva mai groasă, așa că nu alunecă, se poate aplica, dat ceva mai grosuț și rămâne acolo. Și acționează cum trebuie asupra coșurilor. Eu nu am încercat-o, sunt foarte curioasă, foarte curioasă în privința ei. Mie mi-a recomandat-o și medicul dermatolog, de acolo mi-am luat-o, așa că este bună. Singurul produs la care am ales diferit este crema de mâini și crema de picioare. Eu am de mâini. Și eu am de picioare. Eu am crema de mâini multi-performance, hydrating cream, hidratează, repară și protejează. Îmi plac ambalajele lor foarte mult, mi se pare așa foarte profi. Și minimaliste, exact, adică fix simplu, ca sediul lor, știi, frumos, că până la urmă... Da. Exact, așa e și sediul lor, ca produsele astea. Are 50 de mililitri și mi se pare că are o consistență foarte light și lucrul ăsta chiar îmi place. Nu-mi plac cremele de mâini foarte grase, pentru că mie îmi transpiră un pic palmele și atunci mi se pare că e și mai rău efectul. Da, este chiar foarte light. Aparent îmi place. Crema mea de picioare se numește pur și simplu cremă pentru îngrijirea picioarelor. Zice că e pentru piele îngroșată cu fisuri. Nu am fisuri, dar într-adevăr am pielea puțin îngroșată, mai ales acum iarna, mai merge în bocan și mai una alta. Și întotdeauna aplic cremă de picioare când mă culc și îmi pun niște șosete să acționeze acolo la căldură. Eu nu pot să zic. Eu fac asta. Mai ales vara. Îmi place să fac. Eu sunt o leneșă, deci nu, eu cu cremele... Eu chiar mă dau, da, cu crema de picioare. Am grijă de ele. Uai, ai, ai, ai scos. Miroase bine. Dar e destul de grasă, îmi place asta. Mie îmi place să-mi simt picioarele cât mai gras. Acestea au fost noutățile pe care le-am descoperit noi în zilele astea. Uh-huh. Și sperăm că vi s-au părut și voi interesante, că v-am trezit măcar interesul cu ceva. Sau măcar v-ați informat, dacă nu. Exact. Cam asta a fost tot, noi am cam terminat cu produsele. Și acum ne punem la lenevi. La neveală maximă, că am avut niște zile extrem de pline, da. Așa că o să fim niște legume în următoarele ore până adormim. Cam așa. Cam asta. Facem. Eu sper să o mai am pe Anda pe la mine. Mă mai gândesc. Și eu mă mai gândesc. Și noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să mergeți și la ea pe canal, îi faceți o vizită, dați un thumbs up, dați subscribe, dați comentarii, de toate. Da, 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 da. Și vă pupăm. Vă pupăm. Pa! Pa! Zici pa. Da. Nu zici pa? Nu zic pa. Ceau! A, tu zici ceau. Bye. E clar, ai stat prea mult la București. Da. E o problemă.